vom citi de la Cartea Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 11. Cartea Evrei, capitolul 5, începând cu versetul 11. Asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. De aceea, să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele de săvârșire fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Că cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceres și s-au făcut părtași Duhului Sfânt. Și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Și care totuși au căzut, este cu neputință să fie noiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bat jocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spin și mărăcin, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel prea iubiților, Totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite o la voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorat pe Sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă ca să păstreze până la sfârșitul de plină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele Amin. Vă invit să locurile. Avem înaintea noastră unul dintre cele mai grele pasaje din Sfânta Scriptură. Uh, unul dintre cele mai grele pasaje în ce privește interpretarea și în ce privește aplicarea lor din punct de vedere pastoral. În seara aceasta aș dori să vă sugerez uh, trei interpretări ale acestui pasaj. Uh, primele două cu care eu nu sunt de acord, și ultima la final, cea cu care sunt de acord și care cred că poate fi extrasă din pasajul acesta, dar le prezint pentru a vedea anumite implicații ale felului în care interpretăm Cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut vreodată uh, gândul acesta lăuntric sau poate chiar o depresie. Născută din versetul 6. Cei care totuși au căzut este cu neputință să fie noițiară și aduși la pocăință. Așadar, prima interpretare a acestui pasaj este că aici se vorbește despre un om mântuit care a căzut într-un păcat, a căzut într-un păcat, într-un păcat cu voia unii spun că acest pasaj trebuie legat de Evrei, capitolul 10, unde spune că cei care păcătuiesc cu voia, pentru ei nu mai rămâne decât o așteptare înfricoșată, vă paia un foc care va mustui pe cei răzvrătiți. Da? Deci ai căzut într-un păcat, ai făcut un păcat voluntar, ai căzut din credință, ți-ai pierdut mântuirea, nu mai există niciun fel de speranță pentru tine. Acum eu n-am auzit niciun păstor până astăzi care crede în pierderea mântuirii și care să fi aplicat textul ăsta exact așa cum scrie la o persoană. Vine o persoană, care și spune, frate, am păcătuit voluntar. Și fratele păstor să-i spună, frate, nu mai veni la adunare că nu are sens. Chiar dacă nu trăiești în păcate scandaloase, chiar dacă tu crezi că mai există vreo șansă, eu o spun, bazat pe Evrei, capitolul 6, că nu ai nicio speranță. Du-te acasă. Chiar și cei care cred teoretic pasajul acesta, practic, eu n-am auzit până astăzi, practic vreau unul să sfătuiască așa pe cineva din adunare. Ceea ce arată că ei nu sunt credincioși cuvântul lui Dumnezeu, nu? Dacă tu ai înțeles că pasajul ăsta te învață că nu mai ai nicio șansă când ai făcut un păcat cu voia, atunci, din ceea ce eu cred că este în realitate, atunci ar trebui să-i sfătuiești pe toți să se ducă acasă, să nu mai vină la adunare, că nu mai au nicio șansă, pentru că toți au păcătuit de când s-au întors la Dumnezeu, cel puțin o dată cu voia. Da? Deci interpretarea asta din punctul meu de vedere, nu are nici susținere biblică, dar pastoral ar fi un dezastru. Deci ar trebui să închidă toate bisericile. Alții spun, din aceeași tagma, aceeași categorie, același tip de interpretare, că cei care au căzut aici, că cei care au căzut aici, sunt cei care nu care au făcut un păcat cu voia, cei care au făcut un anume păcat cu voia. Și anume, respingerea Domnului Isus Hristos. Și ei zic în felul următor, cei care au fost mântuiți cu adevărat, și au ajuns la un moment de, nu doar de lepădare publică, n-au mai, Doamne, eu nu mai cred în Hristos, sau au avut o lepădare temporară de Hristos și după aia spun, eu vreau, eu vreau din nou să vin la biserică, Dumnezeu m-a cercetat, am citit cuvântul lui Dumnezeu, vreau să mă întorc din nou la Dumnezeu. Au avut o perioadă, poate de câțiva ani de zile de rătăcire. Ei zic, pentru oamenii aceștia nu există nicio scăpare. Și acum din nou să luăm pastoral. Vine cineva care s-a născut în familie de credincioși a venit la adunare, s-a botezat, s-a pocăit, a trăit o viață, cel puțin din punctul nostru de vedere, o viață de credință. A fost de-a nostru. Și se duce să presupunem șapte ani, nouă ani, trei ani, doi ani, nu știu, patru ani în lume. Ceea ce s-a întâmplat cu unii dintre cei care sunt în sala asta, da? s au dus în lume. Nu a mai avut nicio treabă cu Dumnezeu. Și el se întoarce înapoi. Imaginează că tu ești păstorul sau prezbiterul care sfătuie. Și el vine înapoi și spune, frate, am câteva săptămâni sau câteva luni de zile în care Dumnezeu mă frământă, Duhul Sfânt mă frământă, am nopți în care îmi plâng păcatul și îmi dau seama ce nebunie am făcut. Frate, nu știu ce a fost în capul meu. N-am nicio scuză, n-am niciun argument pentru starea în care am fost. A fost numai vina mea. Îți la propriul îți distrus, vreau să mă întorc la Dumnezeu, plâng zi și noapte, vreau ca să am din nou nădejdea mântuirii, vreau să am din nou bucuria mântuirii, vreau să vin din nou cu frații împreună, vreau să, să, să merg pe calea Domnului, vreau să merg până la capă, vreau să revin, vreau să fiu reînnoit. Și eu care stau în față cu el spun, îmi pare rău. Nici pentru tine, pentru soțul tău, copiii tăi care ați plecat, nu mai există nicio, nicio nu mai există nicio șansă pentru voi. Vă ați respins pe Hristos, nu mai există nicio șansă. Acum, cineva ar putea să spună, măi, frate, tu distrugi textul biblic doar pentru cu o chestie sentimentală pe care o ai tu ca păstor sau ca prezbite față de persoana asta. Acum, textul rămâne adevărat chiar dacă tu simți da? asta pentru persoana respectivă. Însă, iarăși, din nou, eu n-am auzit persoane care să aplice textul în felul acesta și din două motive. Unu, că. Există foarte multe cazuri de oameni care au trecut prin situația asta și care au fost până la sfârșitul vieții persoane credincioase. Da? Au avut perioada asta de cădere și după aceea au fost până la sfârșitul vieții persoane credincioase. Eu întreb. Permiteți-mi să fiu frontal. Satana, Dracul, i-a ajutat să fie credincioși până la sfârșitul vieții, după ce au avut perioada asta de cădere. Cine i fi ajutat, domnule? Deci el s-a întors și i-a spus, nu ai nicio șansă! Ok, eu te întreb! Tu zici, frate, chiar dacă cazul ăsta e așa, textul rămâne adevărat. Dar te întreb, cine l-a ajutat pe ăsta să rămână credincios până la sfârșitul vieții după aceea? După perioada de cădere. Cine? Cine? În al doilea rând, există cazuri în Sfânta Scriptură, și vă menționez doar unul dintre ele, de exemplu, Petru, a unul dintre pilonii lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a zis, băi, Petru, fii atent, tu ai dat-o slab de tot. Și pentru asta eu îți dau, îți dau din nou șansa de a fi mântuit, de a avea credință, dar nu, tu nu mai ai nicio credibilitate. Tu nu mai poți să mă slujești. Nu. Petru s-a lepădat deschis, public, clar. N-a fost nicio confuzie în cuvintele pe care le-a spus. S-a blestemat că nu-l cunoaște pe Domnul Isus Hristos. N-am nicio treabă cu omul acesta. S-a blestemat. Știți cum zice românul? Să mor eu dacă îl știu pe ăsta. N-am nicio treabă. Deci nu. Cam ceva de genul. S-a blestemat. Nu am nicio legătură cu el. Și totuși, Domnul Iisus Hristos îi spune, înainte de lepădare, eu m-am alungat pentru credința ta ca să nu se piardă. Într-adevăr, există o diferență între lepădarea lui Petru și lepădarea lui Iuda. Cu siguranță există o diferență și vedem în felul în care a reacționat Petru la momentul în care a fost cercetat de Dumnezeu. Astea sunt două variante de interpretare. Ceea ce cred că ratează ambele variante este contextul larg al pasajului. De obicei, cei care aduc în discuție Evrei capitolul 6 încep de la versetul 4. Că și ei și-au fost luminați, și-au căzut, nu mai au nicio șansă. Cam asta ar fi pe scurt, da? Însă textul nu începe la, la versetul 4. Versetul 4 începe cu căci, cu o explicație, nu? nu Ți arată clar că e ceva mai sus, da? Nu începe nici măcar la versetul 1. În limbile originale, limbile în care a fost scrisă Sfânta Scriptură, nu există versetul 1, versetul 2, versetul 3, da? Știți lucrul acesta. Este ca o scrisoare. Și versetul 1 începe în felul următor. De aceea, ce este de aceea? Când vorbești și spui de aceea, o concluzie, asta înseamnă că textul nu începe la versetul 1, ci începe undeva mai sus. Da? De aceea, pentru interpretare corectă a pasajului trebuie să privești mai sus. Acum eu vă menționez alte două interpretări. Amândouă cred că sunt valide, amândouă cred că au susținere în alte texte din Sfânta Scriptură. Prima interpretare spune în felul următor. Prima interpretare la care fac referire acum din cele care cred că au susținere în pasajul acesta, n-au cum să fie amândouă adevărate, dar vă menționez întreagă, spune în felul următor. În pasajul acesta ni se vorbește despre evrei care cunoșteau Evanghelia și care acum dădeau înapoi. Da? Cu alte cuvinte, când citește aici în capitolul 5, versetul 12, în adevăr, voi care de mult trebuia să fiți învățători, aveți iarăși trebuință de cineva să învețe cele din tâi adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu, se refer la faptul că ei trebuiau să învețe din nou lucrurile evreiești, ABC-ul evreiesc, legile lui Mois pe care nu le-au înțeles bine, spune ei în interpretarea lor. Și mergând mai departe, el spune în versetul 1, apostolul acestor evrei, de aceea să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos, adică al lui adică să lăsăm legea, să lăsăm ritualurile Vecului Testament și să mergem spre cele desăvârșite, adică spre Evanghelie. Cu alte cuvinte, textul face o chemare la mântuire. Măi, lăsați legământul cel vechi, lăsați-l pe Moise, lăsați legile vechiului legământ și veniți la credința în Dumnezeu. Da? Și el spune și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Versetul 4 până la 6, când spune că cei ce au fost luminați, au gustat dar o au făcut portajul Duhului. Sunt în interpretarea asta, spun, sunt oameni care au gustat creștinismul. Nu că au devenit creștini. Dar au intrat în contact cu creștinismul și totuși nu s-au încrezut în Domnul Isus, Nu s-au pocăit cu adevărat. Și spune că oamenii aceștia au căzut. Adică s-au întors la Iudais, pentru ei care l-au respins frontal, deschis pe Domnul Isus Hristos și a spus noi nu avem nicio treabă cu el. Noi nu credem că asta e voia lui Dumnezeu. Noi credem că creștinismul este o religie de la Dumnezeu. Noi nu credem în lucrurile astea. Ăștia care s-au întors înapoi, zice, este cu neputință să fie înnoiți iarăși. De ce? Pentru că au respins singura jertfă disponibilă. Și adevărul ăsta este, dacă cineva vine în biserică și spune, vreau? ar veni la noi în biserică și spune, mh, interesant, da, am înțeles ce spuneți, și se întoarce înapoi la iudaism, ăsta nu mai are nicio șansă. Dacă el e convins că trebuie să rămână acolo și rămâne până la capătul vieții acolo. Asta este o interpretare validă, adevărată. Dacă cineva trece într-adevăr prin chestiunea asta și el se întoarce pentru totdeauna înapoi, nu mai este nicio... Ce altă opțiune să-i dai? Există o singură jerfă. Dacă el vrea să ducă la jerfele evrești, noi îi spunem foarte clar că acolo nu are nimic de găsit. Dacă se duce la mari preoți dintre iudei, care acum știm că nu își fac activitatea, că nu au unde, nu există nicio șansă. Interpretarea la care eu, pe care eu o adopt și pe care vă prezint în seara aceasta este următoarea. Textul nu face o chemare la mântuire, deși în alte pasaje din evrei lucrul acesta este adevărat, ci textul face o chemare la maturizare. Maturizare. Deci pasajul acesta, cu alte cuvinte, tema pasajului este o chemare la ieșire din infantilism spiritual, din imaturitate spirituală. Și haideți să vedem dacă lucrul acesta este adevărat și felul în care ni se aplică nou. De la versetul 11 la versetul 14, dar ne aflăm în capitolul 5, apostolul prezintă starea maturizărilor. La ce nivel în procesul acesta de maturizare se aflau ei? Haideți să vedem. Versetul 11. Asupra celor de mai sus. Care au fost cele de mai sus, adică cele de dimineață despre care am vorbit? Care e subiectul? Iisus Hristos ca mare preot. Asupra subiectului preoției lui Hristos avem multe de zis. Și lucruri grele de tilcuit, de explicat. Aveți ordinea în care, pe care o prezintă. În procesul predicării, în activitatea de predicare, predicatul trebuie să spună lucruri și după ce le spune trebuie să le explice, să le tâlcuiască. Avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit. Acum nouă nu ne plac nici predicile lungi în care sunt multe lucruri de zis și nu ne plac nici lucrurile care sunt greu de tâlcuit. Frate, puțin și clar! De asta sunteți infantili spirituali De asta o să ră... sunteți imaturi și o să rămâneți imaturi și dacă vin peste 20 de ani, sunteți la fel ca niște prunci. S-ar putea Calvin să știe mai multe lucruri decât voi. De asta. Că vrem lucruri subțiri, superficiale. Frate, îmi bubuie capul. Când ies de la voi după un ceas, îți tohui de cap. Nu mai stau să mă gândesc. Pe ce stradă stau? Doamne, Da, pentru că până acum, 15 sau 20 sau 25 sau 30 de ani, te-au hrănit cu lapte. Iertați-mă anumite expresii din seara asta pe care poate nu o să le finisez foarte bine. Noi încă vrem să sungem la țâță. Asta vrem. O să stăm acolo. E simplu. Nu te doare stomacul. Nu trebuie să te dezvolți. domnule, e simplu. Cu biberonul. Și n-ai treabă. Cam astea sunt pe care le folosește Apostolul Pavel aici. Așadar, avem lucruri multe de zis, lucruri grele de tâlcuit și suntem abia la capitolul 5, la capitolul 5, n-am ajuns la 6, așa? Dar de ce avem lucruri grele de tâlcuit? iau zic, fiindcă v-ați făcut, nu zice că sunteți, v-ați făcut greu la pricepere. V-ați făcut greu la pricepere. Adică există un timp în care trebuie să te maturizezi, să forțezi procesul de maturizare. Că dacă nu te faci, greu la pricepere. Frate, n-am înțeles nimic. Uneori este adevărat din cauza predicatorilor, dar alte ori este adevărat că e din cauza ta și din cauza mea. Și aici este o problemă cu priceperea. Așadar, subiectul. Care e subiectul textului? Subiectul textului este următorul. Când eu predic și trăcuiesc lucrurile, tu care asculti trebuie să pricepi. Dacă pricepi, înseamnă că ai un anumit nivel de maturitate. Subiectul textului, tema pasajului este maturitatea. Priceperea, capacitatea ta de a pricepe lucrurile. Textul nu vorbește despre mântuirea ta. Textul vorbește despre nivelul tău de maturitate. E foarte important să țineți minte lucrul acesta. Versetul 12. După ce prezintă starea lor de maturitate, după ce o prezintă, o portretizează. Cum o portretizează? O portretizează prin două ilustrații. Fiindcă îți greu la pricepere, la oamenii greu la pricepere, vii cu ce? Cu povești. Cei mai populari predicatori din țara asta nu sunt predicatori, sunt povestitori. Ei au o grămadă de ilustrații. De ce? Pentru că audiențele cărora ei li se adresează sunt oameni infantili spirituali, imaturi spirituali. Și dacă vor să rămână în nivelul de popularitate pe care l au acum, trebuie să continue cu povești, cu prețul sacrificării audiențelor lor, ca ei să rămână imaturi, infantil, spiritual și ușor de manipulat. Foarte simplu. Foarte simplu. Și faci o droaie de bani pe chestiunea asta. Vă spun. Bun. versetul 12 până la 14 avem două ilustrații în care el arată, da, a prezentat starea lor de, de fapt de imaturitate sau nivelul lor de maturitate și apoi o portretizează prin două ilustrații. O ilustrație a pedagogului și o ilustrație a pruncului. Hai să vedem prima ilustrație, versetul 12. În adevăr, voi care de mult trebuia să fiți Învățător. Este un nivel de maturitate. Nu învățător în sensul că toți trebuie să dea învățătură, ci învățător în sensul că trebuie să fi ajuns la un nivel în care tu trebuia să fi putut să comunici adevărurile lui Dumnezeu altora. s o băgat în tine, ți s-o spus, ți ai fost învățat, acum tu trebuie să poți spune altora. De aceea, de aceea am avut uh, sesiunea aceea pe evangelizare în care am făcut exercițiile în care fiecare dintre noi să ne să nu ne să ne arătăm în fața altora, dar fiecare dintre noi să ne arătăm nouă și dacă am învățat și suntem capabili, dacă ne-am maturizat în privința asta evangelizării și suntem capabili să prezentăm Evanghelia altora. Lucrul acesta este important. Voi care de mult trebuia să fiți învățători, da? este ilustrația pedagogului, asta e ilustrație. Trebuia să fii profesor. Când eram acasă și aveam examene, când veneam acasă, tata ironic ne, ne întreba, zice, ai arătat la profesor ce știi? Adică eu eram la un nivel... Că profesorul se punea jos și spunea, vorbește ca ascult. Și adevăr că profesorul se punea jos și mă asculta, dar nu prea avea ce. Bun. Voi de mult trebuia să fiți învățători și zice, aveți iarăși nevoie, arată care e normalitatea. Sorin trebuia să fie învățător. Care e realitatea? Care e necesitatea? Acum nu vorbim de el, dar am dat un exemplu. Aveți iarăși trebuință de cineva să vă învețe? i au zis. Cele din tine adevăruri ale cuvintelor lui Dumnezeu. Deci normalitatea era să fiu învățător, realitatea e că eu am o necesitate esențială, fundamentală. Am nevoie să mă învețe cineva, auziți, cele dinții adevărul ale lui Dumnezeu și vă spun, asta e starea în țara asta. Sunt oameni care încă nu știu ce este mântuirea, nu știu cum să fie mântuiți, nu știu ce este nașterea din nou. Am fost când am în Moldova în Bucovina de fapt, să nu jignim moldovenii, când am fost în Bucovina, într o seară la o adunare înainte de predică, discutam cu fratele păstor despre situația adunărilor și el spunea, zice, domnule, am fost șocat când un frate din adunare la noi, după ani de pocăință, trecând printr-o situație de păcat destul de gravă, l-a întrebat, frate, frontal l-a întrebat, frate, dar dumneata, ești născut din nou? Și fratele s-a uitat așa tâmp la el și a zis, de ce e aia? Măi, din greșeală, dacă citești Biblia rând, din greșeală dai peste expresia aia. Am zis, și aia. Sunt oameni, mulți oameni, care încă nu au învățat adevărul elementar al Lui Dumnezeu. Și să vorbești tu despre alte lucruri uh, mai uh, dincolo de nivelul acesta, dincolo de temelie, da, dincolo de cele din tâi adevărurile ale Lui Dumnezeu, care țin de Evanghelie și de mântuire. Sunt oameni la care trebuie să le lămurești încă lucrurile astea. Și Apostolul asta e cartea evreie de, 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 de fapt de asta le spune. Dom'le, eu încă trebuie să vă spun, voți, să vă explic în detaliu, cum se face mântuirea? De ce Isus e mântuitorul? Voi încă nu, nu, sunteți închegați bine în adevărul ăsta. Și este grav. Și Apostolul Pavel nu spune, băi, voi nu sunteți mântuiți, nu aveți nicio șansă să fiți sănătoși. Nu! El să pune și ne scrie una dintre cele mai lungi epistole din Noul Testament ca să le lămurească în privința celui mai important subiect. Al mântuirii. Al mântuirii. Prezintă a doua ilustrație. Avem ilustrația pedagogului. Și prezintă a doua ilustrație și spune, și ați avut să aveți nevoie de lapte, nu de hrană tare. Asta este o mustrare pe față dureroasă. Doamne, voi aveți nevoie, sunteți ca pruncul ăla care aveți nevoie să fiți din nou pus la sânul mamei. Că atunci nu aveau biberoane. Da? Că frate, n ai putut să folosești imaginea cu biberonul? Nu aveau biberoane, că aș folosit-o. Nu aveau biberoane. Voi aveți 13, 14 ani, 25 de ani, 34 de ani și spui, frate, eu nu pot să mănânc piure. Nu pot să mănânc cartofi fiuri, Nu pot să mănânc carne. Voi, nu îmi place carnea. La un moment când în care învățam, ne chinuiam să-l învățăm pe Calvin. Nu Jean Calvin, da? Calvin Croitoru. Să-l învățăm, frații mi-au spus să menționez pe Calvin, vorbesc ca să nu creadă unic vorbesc de la învon cu morții. Când îl învățam pe nostru să mănânce mâncare mai tare, și încercam să-i dam să mănânce carne, mesteca, mesteca, probabil cu obosea și maxilarul și scotea carne afară. De ce? Că nu era obișnuit. Lui plăcea cu altceva. Îi plăcea să se liniștească în altă parte. Era așa de bine cu lăpticul. Ce trebuie să dăm noi lui să mănânce carne? Și ați mulți pocăiți. Dar e grotească imaginea. Imaginea este grotească. Un om care s-a maturizat din punct de vedere fizic, dar vrea la sânul mamei. El tot vrea lapte. Oricine s-ar uita și spune, e ridicol, mă! E ridicol! Mai nu ți-e rușine! Ești mare, ai crescut mare, ia și mănâncă! Și mai sunt persoane care mustă pe copilaj care ar fi trebuit să ajungă la un anumit nivel și ei încă vor la sânul mamei. așa s mulți pocăiți. Și ar trebui să înțelegem mustrarea asta pe care ne-o face Apostolul Pavel. E ridicol, frate! Frate și soră, e ridicol, e grotească imaginea! Tu încă n-ai înțeles lucrurile elementare. Tu încă vrei la biberon. Tu încă vrei la biberon. Vreți o masă gustoasă și să mâncați bine sau vreți în continuare cu biberonul? Și mulți zic, lasă-ne cu biberonul. Lasă-ne la sânul mamei. Lasă-ne la sânul mamei, încă nu-ți încercați. Da? Arată din nou necesitatea lor în a doua ilustrație, că aveau nevoie de lapte și nu de hrană tare. Da? Arată din nou lucrul acesta. Și arată de ce era așa. Ia auzi ce spune. Și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire că ce este un prunc. Care e problema? Problema este ce au făcut ei greșit. Oricine nu se hrănește, ascultați cuvântul, decât cu lapte. Decât cu lucruri începătoare. Decât cu lucrurile de la început. Cu lucrurile ușoare. Ele sunt importante. Dar sunt pentru o anumită perioadă. Iar dacă continui cuiva să-i dai lapte, el nu se va maturiza. Nu se va dezvolta. Nu se va dezvolta. Asta era problema lor. Și pentru că se hrăneau numai cu lapte, nu erau obișnuiți. Nu erau deprinși cu cuvântul. Vedeți? Iarăși, problema lor nu este una de trăire. Nicăieri în cartea asta nu îi mustră că erau imorali. Că trăiau păcate scandaloase. Îi mustră pentru că erau imaturi. Ei mustră pentru că erau imaturi și nu erau obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire. Da? Despre neprihănire. Întrebarea este despre ce neprihănire? Apostolul Pavel, cu alte cuvinte, spune Evanghelia are un rol, trebuie să fie o temelie, este te și să crezi în Domnul Isus Hristos, dar după aia preocuparea pentru viața ta trebuie să fie cuvântul despre neprihănire. Noi trebuie să devenim experți în a învăța cum să demontăm toate ispitele și toate cursele diavolului și cum să trăim o viață impecabilă înaintea lui Dumnezeu. Da, dacă rămânem și discutăm numai despre Evanghelie și numai despre lucrurile începătoare, pentru că nu le-am înțeles nici pe alea, normal că venim și avem momente în care numai ne tânguim cât de slab, cât de ticăloși suntem, că așa suntem, pentru că nu ne-am obișnuit cu cuvântul despre neprihănire. Ne place cu iertarea păcatului. E bună aia! E temelia aceea. Dacă nu ai aia, n-ai nimic. Ea trebuie să rămână ca temelia vieților noastre Evanghelia, dar pe ea să clădim o viață de Neprihănire de trăire în sfințenie înaintea lui Dumnezeu. Și aia este cuprins în Evanghelie. Aia trebuie să răsară din Evanghelie. Aia trebuie să răsară din Evanghelie. Să vezi sigur de lucrul acesta. Dumnezeu n-a intenționat. Ca după ce am primit Evanghelia, toată viața să fluturăm iertarea păcatelor. Spun, nu contează cum trăiesc. Slavă ție, Doamne, aleluia! Suntem iertați, mulți amut. Aleluia, merim înainte. El spus, da, ești iertat de toate păcatele tale. Dar ce ar fi să trăiești în sfințenie și în neprihănire? Că și asta am câștigat-o la cruce pentru voi. Și asta v-am dat -o în Evanghelie. Și asta face parte din Evanghelie și răsare viața de neprihănire din Evanghelie. Implicația aceasta este. Vedeți, Biblia nu spune despre ei că trăiau în păcate scandaloase, ci spune despre ei că nu erau obișnuiți. Nu spune că nu erau obișnuiți cu neprihănirea. Nu erau obișnuiți cu cuvântul despre neprihănire. Cu cuvântul despre neprihănire. Și într-un fel asta e frustrarea Apostolului Pavel. Trebuie încă să vă predic voi Evanghelia voi, care v-am spus-o deja, care o știți deja, în loc să trec și să vorbesc cu voi despre lucruri care trebuiau să. care ale Evangheliei, care însoțesc mântuirea. Bun. Ăsta este omul neobișnuit, nedeprins, care nu are exercițiu pentru că nu i s-a dat mâncare. Așa că, prima aplicație pentru fiecare dintre noi acum este să înțelegem că Dumnezeu nu vrea să ne băgăm capul în nisip la anumite învățături și să spui, frate, Poate ești și foarte sincer așa și uh, sau poate o dai -o, cu o sinceritate falsă și spui frate, pe mine nici prea mă duce capul. Nu știu, poate alți frați vor să asculte ce spui tu acolo. O fi important, dar nu sunt pentru mine treburile astea. Eu mulțumesc lui Dumnezeu că-s mântuit. Am ajuns în pragul raiului. Cine vrea să fie mai aproape acolo, matur, să înțeleagă el tainele lui Dumnezeu? Domnul să-l binecuvânteze. Pe mine nu mă interesează, știi cum? Și dacă m-ar interesa, nu prea mă duce mintea. Apostolul Pavel nu e de acord cu lucrul acesta sau cine o fi autorul cărții evrei, el nu e de acord cu lucrul acesta. El spune că trebuie să ne obișnim cu cuvântul despre neprihănire. Trebuie să mâncăm hrană tare. Dar hrana tare este pentru oamenii mari sau maturi. Ăsta este sensul, da? Ăsta este subiectul. Ăsta este subiectul. Face o comparație între copilul ăla nedezvoltat copilul ăla nedeprins, da? Copilul ăla imatur și omul mare, Hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată sau înțelegere. Ia ascultați cuvântul. sa, deprins. Ce înseamnă deprinderea? Exercițiu, domnule. Asta înseamnă deprinderea. Domnule, nu-ți deprins să scriu. De ce? Pentru că nu te-ai să scrii. Am scris o dată, dacă aș pune pe pruncul meu care învață alfabetul să scriu, pune dată A, el începe să plângă. Mamă, nu pot să scriu. Uite, uite ce am făcut aici. Scrie din, nou, scrie din 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 nou până te deprinzi. La un moment dat îți va părea un lucru banal să facă literele. Dar dacă nu s-ar chinui, dacă n-ar exista cineva care să-l piseze acolo în continuu și să spună scrie, scrie încă o dată, încă o dată, încă o dată, educatoare care ți-o da cu linia peste mână, încă o dată, după linie, mai drept, încă o dată și tot așa. Și vine copilul frustrat și are impresia că atunci e sfârșitul lumii. Ăsta i iadul, să învețe să scrie. Am înțeles însă și despre ce vorbește Biblia. Dacă nu-i cineva să-l preseze, să spune, lasă că te scot eu, nu ești mai în purgatoriu, acum nu ești în iad. O să ieși din el. Imediat, învață să scrii și după aia tot așa, da? Dacă n-ar fi cineva să facă lucrul acesta și de multe ori dezavantajul e că predicatorii, păstorii și prezbiterii trebuie să facă munca asta și audiența, audiența spune, ne termină, ne distrug ăștia, ne distrug. De ce? Ne fac să gândim. Ăștia vor să gândim, domnule. Și noi vrem numai lapte, noi vrem numai cu suzeta. Dar hrana este pentru oamenii mari, pentru aceia care judecată s-a deprins. Prin întrebuințare. Acum dacă ăștia nu erau oameni mari și dacă nu s-au deprins, iau zice ce spune Scriptura, că o judecată s-a deprins prin ce? Prin întrebuințare, prin folosire, da? Judecată prin folosire. Dacă nu, era, erau maturi, înseamnă că ei nu și-au întrebuințat judecata. Oameni să, știți lucrul ăsta. Sunt oameni în biserică care nu gândesc. Cărora nu le place să gândească. Și au și versete din Biblie pentru asta. Frate, Slova? Slova. Ocide Slova. Nu ne mai ucide, frate. Nu ne mai ucide. Nu ne mai ucide. Da? Au versete din Biblie pentru treaba asta. Slova omoară. Duhul. Turație. Strigături. Lacrimi. Sentiment. Aia de viață. Vedeți ce interpretare. Și avem și texte pentru asta. Frate, cunoștința? Ce face cunoștința? Îngânfă, îngânfă mai bine smerit și prost decât să fiu înțelept și arogant. Mai bine așa. Da? Sunt versete scoase din context prin care oamenii încearcă să justifice imaturitatea asta și lipsa țării minte. Minții. Și unii știu că nu gândesc și le place așa. Știu că nu gândesc și le place așa. Apostolul Mustra aici își spune hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia care o s-a deprins, s-a obișnuit prin exercițiu, prin întrebuințare. Folosește-ți mintea. Folosește-ți mintea. S-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Ăsta este nivelul la care vrea ei să ajungă. Să obișnuiască cu cuvântul despre neprihănire. Să ajungă la un nivel în care în situații importante din viață, în care sunt foarte nuanțate. Noi zicem, asta este o zonă gri. Dacă ai fi fost matur, nu mai era gri pentru tine. Știai că e albă sau că e neagră. Dar pentru că ești la cuvintele începătoare, nu ești obișnuit să deosebești binele și răul. Așadar, care e subiectul pasajului? Prin prezentarea stărilor, prin portretizarea stărilor, Apostolul, autorul ne arată că subiectul este nu mântuirea, nu moralitatea lor, ci maturitatea lor. Maturitatea lor. După ce ne prezintă starea lor, a doua parte a pasajului care începe cu capitolul 6, versetul 1, ne dă soluția. Dacă asta e starea lor și s-ar putea ca la unii dintre noi asta să fie starea noastră, întrebarea este care este soluția. Frate, ne-ai spus că suntem ignoranți? că suntem proi la minte, că nu ne-am folosit mintea, că nu ne-am deprins, că am fost niște leneși, că ne-au plăcut cu suzeta, cu biberonul sau la sânul mamei. Vrem să ieșim din starea asta. Care e soluția pentru ieșirea din starea de infantilism spiritual? Ăsta este un medic. Ăsta este un medic. Ăsta este un doctor a sufletelor care a scris pasajul ăsta. Întâi le dă diagnosticul, ești bolnav, ești imator. Și după aceea vine cu medicamentul, cu soluția. Asta este pasajul. două părți foarte simplu, ușor de înțeles pasajul. De aceea, din această pricină, pentru că sunteți imaturi, pentru că sunteți infantil spiritual, mulți dintre voi, de aceea soluția este... au zis care. Soluția este și ne arată două secvențe în prezentarea soluției. Să lăsăm adevărul începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite. Pare la un moment dat blasfemiator. Cum adică să lași adevărul începătoare al lui Hristos. Cum să le lași? Dați-mi, vă rog, niște sinonime pentru cuvântul a lăsa. Dați-mi niște sinonime. Ca să vedeți... A? Abandona. Ia ascultați cum sună. Să abandonăm adevărul începătoare al lui Hristos. Nu sună blasfemiator? Hulă! Cum să abandonăm noi lucrările, uh, uh, adevărurile începătoare ale lui Hristos? Cum, să, cum adică să le abandonăm? Cum adică să, să le lăsăm? Mai ales dacă e vorba despre mântuire, despre Evanghelie, cum adică să lăsăm? Asta Trebuie să o ținem totdeauna. Stați puțin dacă vă uitați în context. Uh, autorul nu spune să le lași în sensul că ele nu sunt adevărate. Că spune să lăsăm ce? Adevărurile. Nu spune să lași ceva, ce faci, e fars. Zice să lași adevărul. El nu spune, domnule lucrurile astea nu sunt mai adevărate sau au fost și acum nu mai sunt valabile. nu asta spune. El spune, sunt adevăruri. Și sunt adevărurile lui Hristos acelea, ale lui Mesia, a Mântuitorului nostru. În ce sens să le lăsăm? Să le lăsăm la locul lor. Cineva care a învățat alfabetul nu luită uită după aceea. Dar îl lasă la locul lor. Unde? La început. El nu zice în clasa 10-a, vreau din nou să învăț alfabetul. Nu! El alfabetul îl știe deja și se folosește în fiecare zi de el. Noi trebuie să lăsăm Evanghelia în sensul acesta. O lăsăm la locul ei, dar în fiecare zi ne folosim de ea. Ne folosim de ea pentru a trăi în neprihănire. Ne folosim de ea pentru a deosebi binele și răul. Înțelegeți? Asta este imaginea. El dă, nu dă imaginea, imaginea pedagogului, acelui care învață degeaba. O dă în adins. Cel care învață un lucru nu-l abandonează și-l uită. Îl abandonează doar în sensul în care îl lasă la locul lui. De aceea când autorul spune aici să lăsăm adevărul începătoarea lui Hristos, el se referă să le lăsăm în locul în care trebuie să fie. Dar nu să le abandonăm și să uităm de ele, ca și cum ele n-ar fi adevărate sau ca și cum nu mai avem nevoie de ele. Da? Să le lăsăm la locul lor. A doua secvență și să mergem spre cele desăvârșite, da? spre cele mai grele, spre cele care duc la maturitate, da? care duc spre maturizare. Să mergem spre cele desăvârșite. Astea sunt cele două secvențe. Soluția care Simplu. Din nou, imaginea pedagogului. Im sau im ilustrația aceasta a pruncului. Dacă ai mâncat hrană ușoară, mergi spre cele desăvârșite. Începe să, începe să mănânci hrană tare. Cuvântul despre neprihănire. Dacă ai mâncat doar Evanghelie până acum, doar mântuire, doar pocăință și credință, tot asta faci în fiecare. Tot, tot te pocăiești și crezi. El spune, mergi la că mai departe și ea încearcă și începe să trăiești și în neprihănire, da? Dacă ai învățat numai abecedarul, Ia lasă tu cartea de abecedar, dacă îi vedea pun în clasa a patra cu abecedarul, îi spune, bă băiete, și dacă ar silabisi, eu am, noi am avut în clasă, cam toți am avut în clasele noastre, nu știu dacă are în clasa a treia, încă silabiseau. Ma, ma, a, și prof, prof, învățătoarea pleznește de ciudă că a fost în clasa ei. Ăsta trebuia să știe să citească fluent acum. Ce să-i dai lui să citească romane sau cărțile pe care trebuie să le citească vara? Nu? Din literatura universală. Ce să-i dai lui să citească? El încă se labisește, ca un prunc din clasa 1 Sau unul dinainte de clasa 1 clasa 0. Sau ce știu ce clasă ori mai fi. Și mai făcut ăștia. Da? Deci astea sunt două secvențe. Lăsăm adevărul începătoare, mergem spre cele desăvârșite, spre cuvântul mai tare. Și de aici o mențiune foarte importantă, auziți. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Ca să-ți lămurească care e soluția, el îți spune, domnule, de la cuvântul de la cuvântul ușor, cuvântul începător, du-te spre cuvântul mai greu, spre lucrurile desăvârșite, spre lucrurile mature. Da? Cuvântul desăvârșit din nou, ca dimineață, observăm că are un alt sens aici. Cuvântul desăvârșit și orice cuvânt din Scriptură trebuie interpretat în context. Vă întreb, sunt cuvinte ale lui Dumnezeu care sunt nedesăvârșite? Că el face un contrast între adevărurile începătoare și cele desăvârșite. Vă întreb, adevărurile începătoare nu erau desăvârșite? Aveau impurități în ea? Erau neadevăruri? Nu, spune că adevăruri. Cuvântul de săvârșit aici are sensul de maturizare. Da? De maturizare. Cuvinte mai grele. Cuvinte care țin de viața, de viața, omului matur. De viața omului matur în credință. La asta se referă textul. Bun. Fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu. Ce este, spuneți în dumneavoastră, ce este pocăința și credința? Ce este pocăința și credința? Cum o numim noi altfel, în teologie? în doctrina mântuirii. Ce este pocăința și credința? Suneți-mi. Da, pocăința și credința sunt după nașterea din nou. Fac parte din evenimentul întoarcerii noastre la Dumnezeu, din evenimentul de început. Ce spune apostolul? Măi, dacă voi sunteți imaturi, soluția nu este să te duci la capăt și să spui, eu sunt imatur de atâția ani, nu cred că m-am pocăit bine, nu cred că am fost născut din nou cu adevărat, nu cred că m-am pocăit și am crezut bine. Și el spune, nu te mai du la temelie. E ca și cum fratele Mihai s-ar să construiască o crasă. Sperăm să apuce să construiască, da? Și cei care ar lucra acasă să ajung la suprastructură, ajung să pună zidurile, s au terminat de pus zidurile, o pus și acoperișul și la un moment dat are sora Anca o problemă cu o priză. Și vine Iosif. Vine Iosif cu escavatorul, cu rângile, cu echipa și să apucă să sape la temelie. Dacă are și afară și l-ar vedea fratele meu, l-a întrebat, bă, tu ești nebun la cap? Ce cauți acolo, mă? Păi n-ai văzut, că sora Anca are probleme cu priza. Este acolo o problemă. Și asta bagă cu rângile acolo, sapă să sur temelia. Ce a spune despre un asemenea om? Care e problema? Domnule, dacă are o problemă acolo, desfă acolo și rezolvă acolo problema. Nu te duci niciodată să umbli la temelie. Temelia este pusă. Temelia vieții omului mântuit este pocăința și credința. Dacă ești matur, problema nu este pocăința și credința. Problema este că n-ai fost rănit cu hrană tare. Asta e problema. Asta spune autorul aici. Soluția pentru maturitate nu este să te duci, și auziți expresia, fără să mai punem din nou. Asta înseamnă că a fost pusă. Ăștia au pus temelia asta, fără să mai punem din nou. Ce să mai punem? Temelia, dacă ai o problemă, nu te mai pui să mai pui încă o temelie după aceea. Dacă ai o altă problemă de suprastructură, care e dincolo de temelie, nu te duci să mai pui încă o dată temelia. Dar nu mai pui din nou temerea aceasta. Adică nu te mai pocăiești încă o dată și crezi încă o dată în Dumnezeu. El se referă la convertire. Este adevărat că într-un sens noi credincioși și după momentul în care ne-am întors la Dumnezeu există momente de pocăință și credință, dar niciodată ca momentul ăla de la început. Vedeți, noi avem, și aici vreau să explic următorul lucru, noi avem o frustrare credincioșii pentru faptul că nu mai simțim nu mai ne simțim în relația cu Dumnezeu cum am fost la început, nu? Parcă nu mai avem dragostea de atunci, parcă nu avem zelul de atunci, parcă nu mai avem râvnea de atunci. Dar dacă ai vrea să te simți ca la început, știi ce ar fi necesar? Să ai încă o dată o înviere spirituală. Niciodată nu te mai simți ca omul uh, scos din păcate, mort, omul care a fost mort și a fost adus la viață. L a fost un eveniment cu totul dramatic. Tu nu experimentezi în fiecare zi o înviere spirituală. E normal să te gândești la evenimentul ăla de la început și să spui ce fain a fost, ce lucrare extraordinară ne-a făcut Dumnezeu. Normal că ai fost mort și ai fost adus la viață. Evenimentul a fost cât se poate de dramatic. Cât se poate de dramatic. Atunci s-a pus temeria. Niciodată nu o să mai fie la fel. Dar după aceea se reproduce ceva mic din ce a fost. Da, Dumnezeu după aceea toarnă în continuu viața noi. Dar nu ca și cum dintr-un mort la viață. Noi nu murim în fiecare noapte și a doua zi Dumnezeu ne învie la viață. Noi suntem în viață în continuu, în viață spirituală mă refer, da? De aceea, dorința asta de a... Mulți dintre noi există dorința asta de a mai avea ceva încă o dată așa super dramatic ca la început. Nu se poate. Soluția și simțim nevoia asta pentru că vedem anumite scăpări în viața noastră. Aveți anumite obiceiuri proaste, anumite vorbe, comportamente și te... Ai zis, dacă aș mai avea încotură din aia ca la început, aș fi exorcizat de orice păcat, aș fi curat, lacrimă. Nu asta e soluția. Soluția este cuvântul despre neprihănire, nu să o iei de la capăt. Și asta încearcă să demurească apostol pe oamenii ăștia. Soluția pentru maturitate este din punctul în care ești să te duci înainte, nu să te întorci înapoi. Și într-un fel e logic. Dacă sunt punctul, ai câteva puncte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, până la 10 și ajungi la 5, soluția nu. Și la 5 ar fi trebuit să fiu la 8, soluția nu să mă duc la 1, la 1, ci de la 5 să mă duc înainte. Și el asta le spune aici. Domnule, lăsăm adevărurile începătoare, 1, 2, 3, 4, până la 5 și mergem spre cele desăvârșite, spre 10. Nu ne ducem să punem din nou întâiul, da? Nu mă duc din nou la clasa 0. Bun. Și el prezintă, da? Temelia pocăinței de fapte de moarte și a credinței Dumnezeu. Asta este convertirea, aspectul spiritual al convertirii. Ne prezintă aspectul simbolic al convertirii, învățătura despre botezuri și despre punerea mâinilor. Casa se întâmpla, oamenii erau botezați, își puneau mâinile peste ei și în perioada primară acesta a fost modul în care Dumnezeu a lăsat să se întâmple lucrurile și primeau mulți dintre ei, toți care au trăit până la un anumit punct sub perioada apostolilor, prin punerea mâinilor lor primeau Duhul Sfânt primeau Duhul Sfânt, da? Asta e aspectul spiritual, experiențial, simbolic al mântuirii. Și apoi spune, nu mai pune nici măcar învățăturile care țin de finalul vieții de credință. Vedeți, el pune la extrem. Începutul vieții, finalul vieții. Pocăința, credința, botezul, punerea mâinilor îți de început, învierea morților și judecata viitoare, sunt învățături care țin de escatologie. Da? El prezintă soteriologia și escatologia. Astea zice el că sunt învățături de început, învățături de temelie, nu te poți considera credincios dacă nu ai crezut în Domnul Isus, dacă nu te-ai pocăi de păcatele tale. Nu te poți considera credincios dacă tu n-ai înțeles măcar învățătoarea despre botez. Dacă n-ai învățat ce cu punerea mâinilor, dacă n-ai învățat ce cu învierea morților sau nu crezi în ea, dacă tu nu crezi în judecata viitoare. Nu ai nicio treabă, n-ai înțeles nimic. Astea sunt de temelie. Nu le mai punem. Cei care interpretează pasajul acesta ca referindu-se la Pierde la mântuirii sau că nu mai ai nicio șansă, au o problemă mare cu versetul 3, care spune așa. Și vom face lucrul acesta... Auziți, și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Adică să meargă spre maturizare. Păi, frate care ai scris tu epistola asta, ești cam confuz. Odată îmi spui că vom face lucrul acesta că o să mergem înainte și peste două versete ai uitat ce ai spus și nu mai avem nicio șansă. Vom face asta sau nu vom face? Deci în versetul trei îmi spui, vom face lucrul ăsta, mergem înainte spre cele desfârșite dacă va voi Dumnezeu. Iar în versetul 6 spun totuși, dacă ai căzut, n-ai nicio șansă. Ești cam confuz, frate. Păi, se iei confuz care îi interpretează așa pentru că n-au înțeles că textul se referă la maturitate și nu se referă la mântuire. Deci ni se dă soluția, ni se arată că Apostolul Pavel este sigur, sigur de soluția asta, are speranță pentru soluția asta, vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu sau cu voia lui Dumnezeu, Evident, nimic nu se întâmplă fără voia lui Dumnezeu, nici măcar maturizarea noastră, suntem în totală dependență de Dumnezeu. Iar de la versetul 4, iar de la versetul 4 până la versetul 6, aceste trei versete foarte dificile pentru unii, susțin soluția prezentată mai sus. Sunt un argument, o explicare a soluției prezentată mai sus. Da? Soluția de mai sus este expusă, da? este expusă și aici este explicată, este dezvoltată. Și auziți. De ce soluția pentru maturizare nu este să pui din nou temelia, ci să mergi din punctul în care ești mai departe? De ce asta e soluția? Nu no, ni se pare logic, nu că asta e soluția. Mă, dacă ești în clasa 4 -a și ai rămas repetent, nu te duci în clasa 1, -a, din clasa 4 -a te duci înainte. Nu, no, ni se pare logic, nu? Se pare că unora nu le se părea logic și chiar din punct de vedere spiritual, cum v-am spus, mulți dintre noi experimentăm lucrul ăsta. Am vrea să o luăm de la capăt. Am vrea să o luăm de la capăt și credem că am face-o mult mai bine. Nu asta e soluția. Deși știm în alte domenii ale vieții că nu asta e soluția, totuși pe plan spiritual suntem ispitiți mulți dintre noi în lucrul ăsta și mai cu seamă evrei erau ispitiți în felul acesta. El își uh, explică soluția lui în felul următor. Spune așa că și ce au fost luminați odată, da? Este lucrarea pe care Duhul sunt o face asupra minții noastre ca să înțelegem adevărul lui Dumnezeu. Și au gustat darul ceresc. Eu înțeleg că se referă la mântuire, au gustat mântuirea și s-au făcut părtași Duhului Sfânt, pentru că El este acela care produce mântuirea în viața noastră și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu. Duhul Sfânt lucrează prin Evanghelie, prin cuvântul lui Dumnezeu și puterile viacului viitor. Cel mai probabil se referă la miracolele de care au avut parte oamenii aceștia, pentru că în capitolul în capitolul 2 ni se spune cum li s-a vestit mântuirea lor, o mântuire așa de mare în timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne, puteri, felurite, minuni și darurile Duhului sunt împărțite după voia sa. Cu alte cuvinte, versetul 4 și 5 arată o experiență, din punctul meu de vedere, o experiență reală a nașterii din nou, a regenerării. Au parte de Duhul Sfânt de darul ceresc, au fost luminați, părtași Duhului Sfânt au gustat cuvântul cel bun Evanghelia, puterile viacului viitor, miracole, au intrat în experiența creștină, real, au fost regenerați. Oamenii aceștia care au fost regenerați și au zis, versetul 6, și care totuși au căzut. Și aici este întrebarea, cum interpretăm cuvântul căzut? Vă întreb din nou pe dumneavoastră să vedeți că pasajul este suficient de simplu de interpretat de către oricine care este matur, nu? Care a ieșit de la biberon. Care este subiectul întregului pasaj? Maturitatea sau maturizarea? În ce context se vorbește despre căzut? În contextul maturizării. Sunt persoane cărora le-am citit pasajul și au da, sunt de acord despre maturizare, e clar că despre maturizare. Frate, dar spune eu că o căzut. Păi o căzut în ce, domne? Unde, despre ce se vorbește? Despre maturizare. Unde căderea lui? În procesul maturizării. Despre căderea asta se vorbește. Textul nu spune și au căzut în curvie. Și au căzut în hoție. Și au căzut de la credință. Spune așa textul? Nu spune textul așa. Textul nu vorbește despre căderea de la mântuire. Căderea în păcate scandaloase. Textul vorbește despre o cădere în procesul maturizării. Unii și imaginează cuvântul căzut, doar atât pot ei să gândească fizic. Domnule, au fost aici și au căzut jos. Dacă au căzut, înseamnă că au căzut, frate. Mă stai puțin. Hai să luăm ilustrația pe care o folosește apostolul la început. Ilustrația copilului care trebuia să devină învățător, da? Copilului care trebuia să devină învățător. Când un copil care e în clasa 5 -a și a căzut un examen, sau un student care e în anul 2 de facultate și a căzut un examen, ce fac profesorii cu el? Îl trimit în care an? Nu l trimit în anul 1, corect? Dar tu ai putea să spui, frate, dar scrie că a căzut examenul, scrie că a căzut examenul. Da, domnule, dar căderea examenului nu înseamnă căderea de la nivelul ăla, nu-l trimit în clasa 1. Nimeni nu-l trimite în clasa 1. Nimeni! El a căzut un examen, este la un nivel al maturizării sale ca student în care a falimentat. La nivelul ăla, el de acolo trebuie să meargă înainte. Nu-l trimit hăt înapoi, la clasa întâia. Nu-l trimit înapoi, da? De la punctul în care este, este trimis înainte. Deci, cine este regenerat, da? care au fost luminați și așa mai departe, și a căzut în procesul de maturizare, este cu neputință să fie înnoit iarăși și l-a adus la pocăință. Este cu neputință să fie înnoit iarăși și a dus la pocăință. Îs două expresii aici. Înnoit și pocăință. Ce credeți dumneavoastră că este înnoirea asta? Să fie înnoit iarăși. Ce este înnoirea asta? Dați-mi o altă expresie pentru ea. Ce experiență din viața omului este înnoirea? Nașterea din nou. Iar pocăința, nașterea din noi, ce face Dumnezeu în noi? Iar pocăința este cum răspundem noi față de Dumnezeu, da? Deci, omul care a căzut în procesul maturizării este cu neputință să fie născut din nou și să se pocăiască iarăși. De ce? Logic de ce? Pentru că nașterea din nou și pocăința sunt de temelie. Ele nu se pot pune încă o dată în viața noastră. Autorul și argumentează lucrul pe care l-a spus deja în primele trei versete. El nu face decât să explice din nou ce a spus în primele trei versete. dacă ai problemă cu maturitatea, nu te duci să umbli la mântuire. Asta e tot argumentul textului. Dacă ai o problemă de maturitate, nu umbla la mântuire. Soluția nu este mântuirea. Soluția nu este să zici, Doamne, naște-mă din nou. Încă o dată, Doamne, îi cu neputință. De ce să nu te rogi lui Dumnezeu așa? De ce să nu cauzi din nou lucrul ăsta? Pentru că nu se poate. Nu se poate. Și el, ca să-ți arate cât de absurd este în căderea aceasta, în procesul maturizării, cât de absurd este ca să îți dorești din nou nașterea din nou, el spune, dacă ai dori nașterea din nou încă o dată, este ca și cum ai răstigni din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocurit. Acum, cei care spun că este posibil să fii din nou născut încă o dată, cei care spun că e din nou posibil să o iei de la capăt, au problemă cu ceea ce spune versetul 6, când spune, fiindcă ei răstignez din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie bajocorit. Vă întreb pe dumneavoastră, este posibil ca astăzi cineva să răstignească din nou pe Domnul Isus? Vă întreb, este posibil? E posibil ca cineva să-l mai bojocorească astăzi încă o dată pe Domnul Isus cum a fost el bojocorit pe pământ? Nici vorbă de așa ceva. Tocmai asta e argumentul textului. La fel cum e imposibil să răstignești încă o dată pe Domnul Isus, la fel e imposibil să te naști tu încă o dată din nou. Vedem de ce, e imposibil, de ce sunt posibile ambele, da? Deci la fel cum e imposibil să răstignești pe Hristos, la fel este imposibil să fii renăscut din nou. Încă o dată născut din nou. De ce e imposibil? De ce să răstignești pe Domnul Isus încă o dată? Înțelegem de ce e imposibil. El e la dreapta Tatălui, acum așteaptă ca toți vrășmașii să-i fie făcuți să picioarelor lui într-o poziție de suveranitate totală, absolută. n cum să mai răstignești încă o dată. Dar dacă tu vrei să te naști din nou încă o dată, trebuie să-l răstignești încă o dată pe Hristos. De ce? Păi simplu. Hristos la crucea de la Golgota nu ne-a cumpărat doar iertarea păcatelor, ci ne-a cumpărat și nașterea din nou. Pentru fiecare dintre noi ne-a cumpărat o singură experiență nașterii din nou. Dacă tu vei să ai a doua experiență a nașterii din nou, înseamnă că ar trebui să mai ceri încă o dată încă o jerfire a Domnului Isus Hristos. Asta este legătura pe care o face apostolul și o face, de exemplu, și apostolul Pavel în Romani, capitolul 6, unde zice așa, ia auziți. Noi nu știți că toți când am fost botezați în Isus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Deci când Isus a murit, eu am murit. Noi, deci prin botezul moartea Lui, am fost îngropați împreună cu El. Când a fost îngropat El, eu am fost îngropat. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. Auzi ce spune? El a murit, eu am murit. El a fost îngropat, eu am fost îngropat. El a înviat, eu am înviat. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu el printr-o moarte asemănătoare cu a lui, vom fi una cu el și printr-o înviere asemănătoare lui. Și știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. Că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă a murit împreună cu Hristos, crede că vom și trăi împreună cu el. Pentru că știm că Hristosul învia din morți, nu mai moare. Este imposibil lucru acesta. Moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Ia auziți. Deci, când Isus Hristos a fost răstignit, eu am fost răstignit. Când Isus a murit, eu am murit. Când el a fost îngropat, eu am fost îngropat. Când el a înviat, eu am fost înviat. De câte ori s-a întâmplat lucrurile astea cu Hristos? O singură dată. De câte ori am stat noi în Hristos când el a făcut lucrarea răscumpărării? O singură dată. De câte ori ni s-a aplică nouă lucrarea aia pe care l-a câștigat-o pentru noi? O singură dată. Cu alte cuvinte le spune Apostolul Pavel, este o nebunie ceea ce cereți voi. Să vreți să o luați de la capăt este imposibil. Nu acolo trebuie să vă duceți, nu la temelie. Nu umblați la temelie pentru că nu se poate. Nu se poate pentru că regenerarea noastră corespunde cu răstignirea Fiului Lui Dumnezeu. Și pentru că răstignirea Fiului Lui Dumnezeu are loc o singură dată, regenerarea noastră poate să aibă loc o singură dată. Din punctul meu de vedere, pasajul acesta din Evrei 6 ar trebui predicat foarte des, pentru că este un argument foarte puternic împotriva căderii de la mântuire. Textul arată că lucrarea nașterii din nou se face o dată pentru totdeauna, la, cum, la fel cum jertfa lui Hristos este o dată pentru totdeauna. La fel, la cât, cât de sigură e pentru tine lucrarea mântuitoare a Domnului Isus Hristos, la fel ar trebui să fie de sigură mântuirea ta. Pentru că de una depinde de cealaltă. Nu răstignirea de mântuirea mea, ci mântuirea mea de răstignirea lui. Înțelegeți ce celebrăm noi în seara asta? Noi nu celebrăm o mântuire făcută la plezneală. Noi nu celebrăm o răstignire a lui Hristos care a fost o încercare. Încerc să vă mântuiesc, oi vedea ce o reușesc. Nu! A fost o lucrare răscumpărătoare definitivă care a securizat aplicarea a ceea ce el a cumpărat. Ce a cumpărat pentru noi? Iertarea păcatelor. A securizat primirea iertării păcatelor. Ce a cumpărat pentru mine? Nașterea din nou. A securizat că eu voi primi nașterea din nou. Și că o voi primi într-o asemenea măsură încât nu va fi nevoie niciodată să o repet. Niciodată să o repet. Ci ceea ce va trebui eu să experimentez pe pământ este procesul maturizării mele. Procesul maturizării de care depinde trăirea mea în sfințenie. Asta este. Asta a câștigat jertfa Domnului Iisus Hristos pentru noi. Asta celebrăm noi. Noi nu celebrăm o ieftinială. Noi celebrăm o lucrare răscumpărătoare făcută cu putere de Dumnezeu în noi. Apostolul așadar prezintă soluția, își expune soluția, o explică și o exemplifică. Ne dă o ilustrație și mulți oameni au probleme cu ilustrația asta, cu ilustrația încheie mesajul din seara aceasta. Ilustrația. Hai să vedem cum ilustrează el adevărul, soluția lui. Când un pământ este adăpat de ploaia, care cade adesea pe el, în contextul acesta cred că este cuvântul lui Dumnezeu, și rodește o iarbă folositoare, adică omul se maturizează, că despre asta era vorba, celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântarea de la Dumnezeu. Dumnezeu este mulțumit de ceea ce se întâmplă în viața ta. Nu aveți o problemă cu interpretarea versetului 7, nu? Avem două portrete. Un om ilustrat ca un pământ, auziți, ca un pământ, care rodește, ce rodește? Iarăși nu ne putem depărta de subiectul pasajului, nu rodește uh, roada Duhului Sfânt sau alte lucruri care ne le imaginăm. Noi ci vorbește despre procesul maturizării. Este un rod al minții tale. O capacitate de a înțelege lucrurile, da? E, ai binecuvântare de la Dumnezeu. N-ai nicio problemă. Bun. Versetul 8. Al doilea exemplu. Dar dacă aduce spini și fiți atenți, nu vorbește ca în pilda Domnului Isus în care sunt prezentate patru tipuri de pământuri, unul stâncos, unul și așa mai departe. Aici vorbește despre același tip de pământ. Când un pământ este adăpat, versetul 8, dar dacă aduce spin, același tip de pământ. Nu spune dacă alt pământ stâncos sau ca... Nu! El vorbește despre același pământ. Dacă aduce, aduce spin și mărăcini, adică, e rămâne infantil că ăsta este subiectul. Vedeți? Ce important e să rămâi în context. Ce e important e să nu rupi un verset de altul și să spui, frate, dar ilustrația, ilustrația, ilustrația în sine, cuvântul ilustrație, arată că aici se prezintă ceva care explică sau exemplifică ce a fost spus mai înainte. Nu poți să rupi ilustrația de ce s-a spus mai înainte și să spui aici, sigur, despre mântuire. Că ce spune frate, este lepădat aproape să fie blestemat și sfârșește prin a se pune focul veșnic și a pierdut mântuirea. Măi, cum ai sărit așa repede de la maturizare la iad? Cum? Versetul 8, da, din nou, dacă aduce spin și mărăcine, adică este o ilustrație pentru a prezenta infantilismul spiritual, imaturitatea. Este le prădat și aproape să fie blestemat și să sfârșește prin a se pune foc. Problemă mare, nu? Îi se pune foc. Nu e niciun fel de problemă. Dacă trăiești în România, înțelegi versetul perfect. Vă întreb pe dumneavoastră, dacă cineva și-o lăsa pământul în paragină și vrea la anul să pună ceva pe el, ce face întâi cu pământul? Îi dă foc. Dacă o semănat, ce-o semănat el acolo? Și nu a dat pământul, rodul pe care el l-a vrut. Ce face omul? Mulți dintre oameni, ce fac cu el? Îi dau foc. Mulți dintre ei fac lucrul ăsta pentru că e mai ușor decât să ducă să dea cu coasa sau să facă alte lucruri, dar și pentru că acolo să arde semințe și așa mai departe, care el uh, nu vrea să avungă în pământul acela și să dea rod. Da? El îi dă foc. Vă întreb pe dumneavoastră, din punct de vedere exterior, imaginea focului este o imagine a pădării și a blestemului, da? Dar nu este o imagine a și a blestemului pământului, Ce o imagine a și a blestemului ce? A seminței și a rodului de pe el de care omul nu are nevoie. Corect, da sau nu? E simplu, asta le apă de om. Omul, omul nu-i mulțumit de rodul de pe deasupra. Și la asta, el dă foc la pământ. Și asta ia foc. Dar ce se întâmplă acolo este că se curăță pământul de acolo, da? Se duce uh, lucruri de care el nu are nu are nevoie. Așadar, ilustrația este în ton cu tot pasajul. Cu tot pasajul. Facem o recapitulare, că nu mai avem timp de, alt, de altceva și bine să nu, ne, să nu ne să nu aibă cineva un crash în neasta o cădere nervoasă, stând și ascultând Cuvântul lui Dumnezeu. Pasajul de la 5 la 11 până la 6 la 8 deocamdată are două părți mari. Se prezintă starea maturizării acestor oameni și soluția și soluția. Starea infantilist spiritual, soluția avansează înainte. Asta e soluția. Ia cuvântul despre neprihănire, ia cuvântul lui Dumnezeu, oricât de greu a fi, și ingerează-l. tu însuți. Asta este soluția. Nu există nici o scurtătură. Nu există scurtături. Ascultați-mă. Mulți oameni s-ar ruga mai mult ascultați-mă ce vă spun bine. Mulți oameni s-ar ruga mai mult. Ar plânge, ar posti, s-ar chinui pe ei înșiși, s-ar ploconi în fața preotului sau a păstorului, s-ar duce la artar, s-ar rededica la fiecare evangelizare. Ar face tot ce ai cere, numai să nu-l pui să stea ța până în adunare și să asculte o oră cuvântul lui Dumnezeu. S-ar duce la ser de stăruință. Ar... Nu, eu am nevoie de mai mult Duhul Sfânt. Nu vreau să ascult predici. las mă așa cu slova, Eu vreau Duh, nu slovă. S-ar duce să urle ore întregi ca să fie mai sfânt. Nu o să se întâmple maturizarea. Că nu ăsta e procesul. Nu acesta este procesul. Mulți ar face orice, ar face yoga spiritual, ar face, ar face orice le-ar trece prin cap, numai ca să se întâlnească cu Dumnezeu, să le experimenteze pe Dumnezeu în ghilimele, să trăiască nu știu ce miracole, dar să nu stea cu mințel și să-și pună mintea la contribuție ar prefera să aibă tot felul de explozii emoționale, tot felul de să-l manipuleze cineva psihic, să facă orice cu el, să ducă în tot felul de experiențe mistice, dar să nu stea cu minte în adunare și să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Dar asta este calea spre maturitate. Asta este calea. Și apostolul în Evrei 6, aveți trei puncte pe care le puteți ține minte pentru că toate încep cu E. Soluția este, este exprimată în primele două versete. Soluția este explicată la versetul 4 la versetul 6 și soluția este exemplificată. Ca la școală, ca un profesor le explică. Îți expun soluția, asta e soluția, ți-o explic ca să o înțelegi și după aceea ți-o exemplific. Ai înțeles-o? Să dea Dumnezeu să o fi înțeles fiecare dintre noi. Haideți în seara aceasta, în timpul care ne stă înainte, să celebrăm ceea ce Domnul Iisus Hristos a venit să câștige pentru noi. Să celebrăm lucrarea mântuirii, să celebrăm Evanghelia, să celebrăm jertfa Domnului Isus Hristos, să celebrăm sângele curs pentru păcatele noastre, trupul fânt pentru păcatele noastre, pentru iertarea păcatelor noastre, dar să nu uităm, frași și surori, să nu uităm niciunul dintre noi, că Domnul Isus Hristos are dorința aceasta pentru toți copiii Lui să fie oameni, nu doar mântuiți. Poți să spui, dar eu sunt și mântuiți și moral. Ce îi zice dacă ai fi și matur? Pentru că de maturitatea noastră depinde trăirea noastră în fiecare zi înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să începem să ne obișnuim cu cuvântul despre neprihănire. Să devenim experți în urma întrebuințării minții noastre, experți în a ști ce e bine și ce rău atunci când sunt nuanțe foarte fine de făcut în viață. Când deciziile vor fi foarte greu de luat. Atunci să nu strigăm cu disperare de la Dumnezeu, să Dumnezeu să ne dea o revelație specială, că nu o să ne dea. În jertfa Domnului Iisus Hristos este câștigată atât iertarea păcatelor noastre, este câștigată și neprihănirea noastră practică. Nu doar pozițională, practică și sfințirea noastră. Iar sfințirea aceasta nu vine în urma unor exerciții spirituale foarte mistice, ci vine atunci când stăm cu smerenie, supunere, cu ascultare în fața cuvântului lui Dumnezeu, ne pune minte la contribuție, o obosim ascultând cuvântul lui Dumnezeu, pricepând cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu prin această metodă a Harului produce sfințirea în viața noastră, care este un rezultat al jertfei Domnului Iisus Hristos, dar este produsă noi și aplicată în noi prin predicarea, înțelegerea, luarea, experimentarea cuvântului lui Dumnezeu.